Părintele Arhimandrit Timotei Bel, arhiereu vicar ales al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va fi hirotonit mâine. Părintele Arhimandrit a fost, începând cu data de 1 februarie 2006, exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar din 1 mai 2007 și stareț al mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul, Scărișoara Nouă. În această seară, în Biserica Mănăstirii din județul Satu Mare, după slujba vecerniei, a avut loc rânduiala ipopsifierii. Cu acest prilej, noul arhiereu vicar ales a fost anunțat și chemat la treapta arhierească, în prezența ierarhilor care mâine vor săvârși hirotonia sa. Răspund cu multă smerenie și frică de Dumnezeu acestei arhierești și părintești chemări și primesc, cu supunere și bucurie, sfânta și greaua sarcină a arhieriei. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru! Ne-a binecuvântat preafericitul Părinte Patriarh Daniel să venim la Scărișoara Nouă, la această ctitorie pentru vednicie, ca să oficiem o lucrare sfântă, hirotonirea Părintelui Arhimandrit Timotei Bel ca arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Încă din ajun de sărbătoare a fost lume multă. Noi am asistat la vecernia săvârșită de sfinția sa, apoi la momentul solemn al chemării la arhierie, al ipopsifierii. Și după aceea am rostit și câteva cuvinte, gândindu-ne la protectorul acestei sfinte mănăstiri, la Sfântul Ioan Botezătorul. Și într-o stihiră ce s-a recitat în seara aceasta, imnograful se întreabă: ce te vom numi, prorocule? Apostol, înger sau mucenic? Și toate trei se potrivesc. Acum și slujba arhieriei nu este ușoară. Și până acum, Părintele Arhimandrit a făcut o lucrare extraordinară. Și m-am folosit și acum, poate ca și în altă rândă, de o strofă din poezia lui Arghezi, care rezumă în ea ce a făcut Părintele Timotei aici. Altarul ca să fie și pietrele să ție, țări inima și viața zidite în temelie. Iată că ne-a ajutat Dumnezeu să ne întâlnim în frunte cu mitropolitul locului, înalt preasfințitul Andrei, și cu ceilalți preasfințiți care au fost prezenți încă din seara aceasta la slujba de ipopsifiere, în biserica mănăstirii, într-o biserică monumentală pe care eu o numesc Catedrala Vestului Eparhiei, cu participarea atât de multor părinți, preacuvioase maici, preacuvioși părinți, credincioși, teologi, a cântat grupul bizantin Teologos, într-o atmosferă premergătoare sărbătorii de mâine la slujba vecerniei, participând la acest eveniment unic din viața Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Așa cum spuneam, un astfel de eveniment într-un ținut sau într-o eparhie se întâmplă odată la 25 de ani, la un sfert de secol. Iar noi, făcând această propunere Sfântului Sinod, am socotit că poporul drept credincios, preoțimea, mănăstirile noastre, cine monahal, merită să primească acest dar de centenar. Este un dar de centenar și nădăjduiesc, cunoscându-l pe Părintele Timotei, care ne este ucenic alături de alți ucenici vrednici, cunoscându-l, socot și cred cu convingere că va fi un dar pentru poporul drept credincios, pentru biserica noastră, pentru sinodul mitropolitan și chiar pentru Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române. Mâine, începând cu ora 9, televiziunea Trinitas va transmite în direct de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, Scărișoara Nouă, Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de un sobor de ierarhie ai bisericii noastre, sub protia înal preasfințitului Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul acesteia, Părintele Arhimandrit Timotei Bel va fi hirotonit în demnitatea de arhiereu cu titulatura de sătmăreanul.